Uit, super tare piesa asta. Ai ascultat colaborarea Deliei cu Taxi, cu Dan Teodorescu, cu Cătălin? Da, cunosc foarte bine. Foarte frumoasă. Cred că l-au și 10 de da. Da, și este deja în playlistul Europa FM. Poate o ascultăm astăzi pe Drum cu Prioritate, că tare ne mai place. Bravo Delia, bravo Taxi. Și bravo Chilafonic, pentru că, uite, tonul a fost dat cu piesa asta, cum am știut. Cătălin Striblea în studio. Chilafonic. Știm, ne-ai mai spus? Îți place mult, da. Începem câteva momente rațiunea zilei și avem din nou un subiect arzător. Chiar și la propriu, da. Da, și la propriu și la figurat. Hai să vedem despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, USR a depus un amendament care corectează ordonanța de urgență pe energie. Toți oamenii au dreptul să beneficieze de sprijin. Ce zice amendamentul de la USR? Zice, domnule, dar de ce calculați voi pe 2021 cei 255, că atât au rămas acum în loc de 300 kW, da? Și nu-i calculați voi la ziua de astăzi, propune USR, când na, tot omul se chinuie, mai dă un bec înapoi, mai face o treabă, mai reduce din mașina de spălat și vede că nu beneficiază de reducerea respectivă, pentru că anul trecut nu i-a zis nimeni că trebuie să aibă grijă. Și da, așa este, e puțin ilogic când te uiți, mai ales că multă lume află în premieră, cum adică pe anul trecut. Știi că m-am mai chinuit să explic pe aici la România Direct. Deci compensările se dau în funcție de cât ați consumat anul trecut. Și acum vine un SRE și zice, domnule, am vrea ca în lege să treacă funcție de anul ăsta. Bun, perfect de acord, așa ar fi normal să fie. Acum întrebarea la care trebuie să răspundem este, se poate tehnic, că calculul acesta cum e făcut are un rost tehnic și anume, în acest moment, furnizorii de energie de la poarta noastră nu știu în realitate cât consumăm noi. Nici tu, Radu, nici eu, Cătălin, la mine știu, că eu am contor din ăla de zice smart metru inteligent, da? Păi și dacă tu trimiți kilovații, citești contorul și trimiți în fiecare corect lună, atunci corect ar trebui să știe, nu? Atunci ar trebui să știe, dar aici apare altă problemă. Îi trimiți corect sau îi trimiți să beneficiezi de subvenție? A, da, în realitate, da, în realitate ei știu odată la 6 luni când fac regularizarea și trece cetățeanul cu pixul în mână sau, mă rog, poate are tableta. Deci nu pot merge pe încredere. Poți merge pe încredere, să zicem că poți să faci așa 6 luni. Și după aia, dacă te-a prins la calculul mediu că tu ai depășit, să-ți ia banii. Să zicem, se poate face și așa, dar e un mecanism mai greu. Deci, la majoritatea locuințelor din România, imensa majoritate, sunt instalate contoare clasice, da? Adică, de alea merg, nu transmit nicăieri. Există un program, ne obligă Uniunea Europeană și uite ce bine ar fost să fi fost mai repede, să fi fost investiția asta mai repede, ca până în 2028, 70%, cel mult 70% dintre contoarele din România să ajungă să fie de astea inteligente care să citesc singure. A, eu le transmit pe internet pe acolo, le transmit niște date, trece o mașină din când în când sau sunt prinse la o rețea și îți iau datele. Unii dintre noi au alții nouă. Dar imensa majoritate sunt cei care ori sună, ori trimit pe aplicație, ori nu trimit nimic. Și la 6 luni știți că vine cineva. Și mai e asta, dacă poate să intre în casă, că aici, paranteză, cum au apărut și cazurile cu cei doi foarte cunoscuți, domnii Șora și Marius Manole, unde înțeleg că cei de la Inel spun că nu au putut să intre în casă să citească contoarele de astea. A, pentru facturile acelea imense. Pentru facturi mari. Da, bun. Da, da. Și atunci, sigur că USR are dreptate și tot omul are dreptate când spune, bă, dar eu acum mă chinui, deși dați-mi mie subvenția, dar în realitate nu prea știm cum să o facem. Tehnic. Da. Nici nu putem să angajăm, să cerem unei companii să angajeze zeci de mii de oameni care să meargă să citească un contor zilele astea. Deci ideea ar fi bună, logică deci, poate, corect, dar corect, mai corect greu de implementat tehnic. Exact, și ăsta e motivul. Ei din urmă cu un an știu, pentru că au venit 2 regularizări, s-au uitat, au împărțit consumul pe medie și zice, da, domnule, uite, cetățeanul X merită. Dar ce facem actual, nu știm. Da, anul trecut nu era un alt plafon față de anul ăsta? S-a schimbat plafonul. S-a schimbat de la... Se schimbă plafonul. Dacă nu mă înșel, urmează de la 1 ianuarie să se schimbe. Sper să nu spun o prostie. În loc de 300, se treacă la 250. Păi la aia mă gândeam. Adică da, se uită la anul, și, la anul trecut, da? Și dacă anul trecut ai depășit plafonul ăla care era de 300, ce se întâmplă anul ăsta? Adică... Dacă l-ai depășit, nu beneficiezi.
dacă nu beneficiezi, dacă l-ai depășit. Deci în momentul în care se termină anul ăsta, ei trebuie să refacă calculele, să uită, nu? Să termină 2022, că ea se raportează mereu la anul din urmă, știi? Să uită la finalul 2022 și zice Radu Constantinescu, ai avut 307 kW, medie, asta e. Deci nu putem să-ți mai dăm chestiunea aia. Sau, mă rog, 256, cum o să fie anul viitor. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Ne reîntâlnim mâine la România în direct cu Cătălin Stribla de la 13:15. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Lately.